Colegii noștri de breasă au scris niște rânduri frumoase despre Drăgan Munteanu și atunci am zis, eu nu sunt pupin cu din ăsta și nici niciodată n-am periat pe nimeni, pentru că n-am avut nevoie nici mai să mai perie nimeni, nici o treabă perie pe nimeni. Dar am făcut niște versuri frumoase și mi-aduc aminte prima mea întâlnire cu Mărioara la Deva într-o duminică de flori și am zis, Mărioara, dați voie să recit poezia asta pentru Drăgan, că era festival comemorare Drăgan Munteanu. Și scrisesem în subgrai bănățan și nu înțeles ce înseamnă fișor. Și nu înțeleg, nici nu o să înțelege. O să auziți în timpul spectacolului reacția publicului și o să vedeți dacă am scris ceva frumos sau nu. Da. Și pentru că acum este sus la ceruri, nădăjduim, și pentru că și Drăgan e acolo, și foarte mulți, Mariana Drăghicescu, Pavel Roșu, familia Sandu Florea, Nicolae Angel, Hristo s-au prăpădit, Ion Cristoreanu, Doamne, câți dintre Motoia George Craiu, instrumentiști de mare valoare ai Banatului, cântăreți de vază ai Banatului, pentru ei, Dumnezeu să le primească cântarea asta și această doină pentru colegul nostru, care n-au de precis acum, Drăgan Munteanu. A fost odată un fișor în țara pădurenilor. Un pui gândiță de țărani și-a strigat lumea, Drăgan. O crescut în glasul doinii, sus o băieniță doinii. Doinea frumos, ca nimeni altul, că se mira și Banatul. Zicea și dintr-o rogoată ca să joace lumea toată, în vârcice, la țegane. Cui cânti acum, Drăgan? Pacele cânt sfinților, doine de zăre și dor când se închină la icoane. Sara bună, babă. Câța ani ai plecat, dar lumea nu s-a uitat, nici glasul, nici omenie. Astăzi știe România că ai plecat în satul tău ca să-i cânti lui Dumnezeu. Dumnezeu să ți-o genească, lângă El să ți-o crocească, românii să ți-o jărească. Și neam